toată inima, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cafea de seară. Sunt Melania Cook și pentru această întâlnire v-am pregătit un reportaj pe care l-aș putea intitula așa: cine nu are bătrâni merită să își cumpere? Interesant, într-un timp în care se vorbește că nu mai sunt bani pentru pensii, pentru salarii, eu m-am gândit să stau de vorbă cu un înțelept al unui sat, unul dintre cei mai vârstnici oameni ai unei localități din județul nostru. Veți vedea că înțelepciunea nu vine cu vârsta. Veți vedea că acest om, deși înțelept la peste 85 de ani, își amintește despre tinerețea lui și spune lucruri interesante pe care le gândea cu aceeași înțelepciune la vremea în care era un june. Invitatul meu se numește Ioan Dos și veți vedea despre ce este vorba. Ceea ce ochii dumneavoastră privesc în aceste clipe se numește o hudă. Huda, la noi în satul din Câmpia Transilvană, este o scurtătură printre două grădini prin care oamenii reușesc să ajungă mai repede din satul vechi în satul nou. Din vechea așezare rurală, din partea de sus a satului, undeva mai aproape de șoseaua care este pietruită. În fața mea se întinde un lung șir de dale de ciment. Este o hudă europeană. Aceste dale au fost aduse în urmă cu câțiva ani și așezate aici pentru că pe această hudă circulă în fiecare zi nu doar adulții care cară laptele la lăptărie, care merg la biserică sau la magazin, pe aici circulă și copiii în drumul lor spre școală. De ce m-am încumetat să urc pe această hudă? Vreau să ajung la așezarea unde o mână de oameni încearcă să păstreze tradițiile, o mână de oameni mai în vârstă încearcă să păstreze meșteșugurile așa cum au fost de sute de ani, iar unul dintre tinerii care în urmă cu vreo 15 ani lucra într-o uzină dintr-un mare oraș al României s-a întors acasă și a pus bazele unei ferme. Eu zic că o fermă modernă pentru vremurile noastre și pentru această poziție, pentru aceste locuri geografice pe care nici nu știu cum să le numesc. Vedeți și dumneavoastră ce hârtoape sunt și imaginați-vă acest părâiaș acum secat când vine el năvalnic și umple aici cu apă, cum oamenii abia reușesc să se smulgă din noroiul mare până la genunchi uneori. Aici sus avem un cor. Fructele sunt pârguite. Azi mâine sunt bune de cules și de preparat cornată. Dar să mergem mai departe. Așa cum vorbim mereu de proverbialul tunel și cu luminița de la capătul tunelului, și aici se vede un luminiș, dar noi mai avem încă de urcat pe huda noastră care ne va scoate în vechea așezare a satului care se numește încă Archiud. Aceste imagini nu este nevoie să fie însoțite de comentarii.
casă frumoasă, dar în care locuiește o pereche trecută de 80 de ani. Uite-o și pe Găzdoie, iese în fața casei, domnița, copiii ei sunt la oraș. Am venit să vă filmez. Numai eu am venit. Am venit să vă filmez. Abia am urcat pe hudă, domniță, bună ziua. Să-ți filmez găinușile. Ești singură? Uite că avem și un tractor. Am lăsat ușa deschisă. De ce latră? Aici vedeți un atelier plin de tot felul de unelte. Este a unchiului meu, Ion Dos, se numește. Văr de al nu știu al câtelea cu tatăl meu. Oricum ne considerăm rude prin alianță. Fie și noi. Nu am fost la Felicia. Nu. Unchiul a fost primul om care a făcut un aparat de radio în sat, în satul nostru. N-a venit Felicia? A stat astăzi fără copii, nu? Nu v-a vizitat niciun copil. Las că ziua nu e trecută și până la Sfințitul Soarelui vor mai veni? Se spune că o capră este vaca săracului și la Archiud nu au fost capre. Cred că sunt singurele două exemplare pe care acest gospodar încearcă să le crească în gospodăria sa după ce puterile lui la peste 85 de ani nu-l mai ajută să țină o vacă. Vedeți această grădină minunată? Este o grădină veche, cu arbori seculari, cu pomi fructiferi seculari, un nuc în care a intrat iedera, la umbra căruia stau căprițele. Veți auzi vocea Găzdoiei, care vine să mă omenească cu porumb fiert. Sunt bucuroși de vizitatori, pentru că aici pe deal urcă foarte puțină lume, copiii sunt prinși fiecare cu problemele lor. Omul care cu 7 clase primare a inventat un aparat de radio, nu văzuse până atunci niciodată, și cu piese pe care le-a migălit singur, a construit prima galenă din Archiud. Ce faci, unchiule? Nu lași țigara? Nu lași țigara? Se spune că de la o vârstă nu se mai fumează. Cineva îmi zicea că ești cel mai în vârstă om din Archiud, e adevărat? Păi nu, Copreanu. Copreanu e. Mi-am inteles când eram copil, aveam un aparat de radio cu căști. Și era